Letiția și Emilian se iubesc. Unde ai umblat până la ora asta? M-am plimbat. Cum adică așa de nebună prin tot satul? Ne vedem? Mi-e dor de tine. Și mie de tine. Peste o oră? Din păcate însă... Letiția, tu ești gravidă? Nu te-ai prins că ea te vrea pentru bani? Părinții lui nici nu vor să audă de fată. Ce, ai pățit ceva? Am vorbit cu Emi. Am hotărât că e cel mai bine să faci avort. Eu vreau copilul ăsta. Tata mi-a interzis să mă mai văd cu tine. Ce s-a întâmplat? Mă doare burta! Mamă, trebuie să stai aici câteva zile. Eu o să plec acasă să am grijă de gospodărie. Da, și noi rămânem cu tine. Da. Astfel încât ajunge în grijă verilor din București. A sunat? Mama? Credeam că te uiți dacă a sunat băiatul ăla. Tatăl fetiței. Emilian. Nu. N-a sunat. Care... Noi vrem să-ți propunem, dacă ești de acord, să-l înfiem noi. Pe fetița mea? Da, ne-ai face foarte fericiți. Aș vrea să o cresc eu. Sunt gata să facă orice pentru un copil. Dacă medicul a spus că nu ești bine, înseamnă că nu ești bine. Și o să stai în casă. Sau o să ieși rar și însoțită. Nu mai suport, efectiv. Mă țin ăștia sechestrat aici. Ce faci? Vreau să ies. Unde? Vreau acasă. Mă țineți o static aici, Ratu. Îmi vezi răul, efectiv. Ratu, la! Nu mă atinge! Letiția, Letiția, nu în cameră. Lasă-mă! Letiția! Chemați poliția, vă rog. Mie mi-au luat telefonul și mi-au luat și buletinul meu. Bine, o să chem poliția. Nu te mai agita. Letiția, liniștește-te! Ajutor! Te faci rău copilului, Letiția! Letiția, dacă mai zic, te leg! Pentru că n-am vrut să le dau copilul, s-au hotărât să-mi ia ei. De asta m-au închis în casă și de asta nu m-au lăsat să plec. M-au băgat la nebun, mamă! Cine? Cum să-mi ia copilul? Cine? Radu și Sorana, cine? Iar mama ei... I-am dat 2000 de euro. Minți. Hai să ne înțelegem, dragă mea. Stai la noi, naști și luăm copilul. Apoi te duci unde vrei tu. Ți-ai vândut nepoata pentru o centrală și ai lăsat să mă facă nebună ca să poată să-mi ia copilul pentru o centrală? La tine m-am gândit, mă. Va reuși oare Letiția să-și mai recupereze fetița? Ce e asta? Ce s-a întâmplat? Au venit să ia copilul. Să ia copilul? Noi avem hârtie, este copilul nostru. Mama biologică este la poliție. A depus plângere că a fost sechestrat.